Avem plăcerea să cunoaștem premierul imnul pensionarilor CAR Speranța. Versurile aparțin domnului Constantin Grecu și muzica este a noastră. Sus, rupea sus, o primă bune moare, cu nezăpoți, stimați pensionari. Protagoniști din brunțișari onoare, ce am trecut prin timpul temerat. Sabunila, cel mai prestigiu mic și orașul Călăuși.
De asemenea, salutăm reprezentanții instituțiilor bancare, precum și patronii societăților comerciale, furnizorii de servicii pentru care Speranța Pervara, donatori și sponsori ai noștri, precum și colaboratorii voluntari, reprezentanțe membrilor GATA, care Speranța Umedoara din cartierele și zonele rurale, președinți și casieri de sucursale și salariații GATA. Bine ați venit la sărbătoarea noastră aniversară! Stimați participanți, sub îndemnul solidaritate, înțelegere și speranță, astăzi, 1 martie 2019, aniversăm 60 de ani de la înființarea Asociației Cărți Speranța Pervara, un bun prilej de satisfacție și bucurie pentru membrii asociației, pentru că s-a reușit să împlinim năzunințele înaintașilor noștri și mai mult, am reușit să ne creiem cu noi și pentru noi o bază materială, economico-financiară solidă, să dezvoltăm servicii sociale, medicale și de protecție socială, care ne dă speranța unei vieți mai bune și demnitatea pe care o merităm. Înaintașii noștri au simțit nevoia de a se organiza în asemenea asociații cu scopul de a se adăposti de relele care amenințau plațele lucrătoare prin lipsa mijloacelor financiare la întâmplare, de lipsă de lucruri, de boală, de moarte sau alte împrejurări. În orașul Hunedoara s-au făcut demersuri pentru înființarea unei astfel de asociații încă din anul 1949. Aceste demersuri au fost încununate de succes abia în anul 1959, când autoritățile locale alcătuiesc documentația necesară pentru obținerea avizului de înființare a casei de ajutor reciproc a pensionarilor, în baza legilor în vigoare la acea dată, unde se simtea nevoia autorizării și funcționării casei noastre de ajutor reciproc. Ea devine personalitate juridică de sine stătătoare de la 1 martie 1959 prin decizia numărul 59 pe 1959. Astfel, asociația înființată reunește la începutul activității sale 868 de pensionari fondatori din localitățile de Luchia, Larsi, Merea, Călan și Merea. Instituția astfel organizată funcționează potrivit decretului 204/1951, având drept scop, așa după cum se sublinează în documentele vremii, citez, de servirea materială, medicală și culturală a pensionarilor prin acordarea de împrumuturi și ajutoare. Ea poate organiza activități culturale, artistice și de agrement, contra cost a unor servicii pentru membrii casei și a membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, folosind munca unor pensionari membri care, precum și alte forme de ajutorare obștească. Închei citatul care a fost cuprins în primul statut de înființare a casei de ajutor reciproc. Într-o mare din punct de vedere metodologic și de specialitate a casei, au fost cuprinse în sarcina Ministerului Muncii și a Ocrotirii Sociale prin structurile sale în teritoriu, respectiv oficiile de prevedere sociale. Perioada de evoluție a activității care de la înființare și până în 1989 se poate aprecia modestă, întrucât a fost influențată mereu de indicațiile de tutelă și impunere din afară a cadrelor de conducere. Această situație a generat o stagnare a evoluției și lipsa de participare activă a membrilor la constituirea fondului social necesar, fapt pentru care nu s-a reușit să se asigure membrilor o susținută protecție socială și de diversificare a serviciilor, rezumându-se doar la acordarea de împrumuturi la intervale
foarte mari, dar nici acestea la nivelul cerințelor și nevoilor pensionarilor. În evoluția asociației începe noua etapă istorică în anul 1989, când se produc ample modificări în organizare și funcționare, ținându-se cont în activitatea managerială și de transformările care s-au produs în evoluția societății românești. Astfel, CARP devine o asociație cu caracter civil, personal de arte juridică nepatrimonială, fundamentală și non-profit, apolitică, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală și de asistență socială, desfășurându-și activitatea pe baza prevederilor legii 540/2002 și a legii 246/2005 privind asociațiile și fundațiile. În funcție de condițiile socioeconomice și de organizare administrativ-teritorială, până în anul 1994, numărul membrilor din evidența CARP Medoara oscilează. Se retrag membrii din orașul Simeria, care se transferă la CARP Deva, iar membrii din orașul Călan se organizează în CARP de sine stătător, astfel că situația numerică înregistrează o scădere a membrilor aflați în localitățile Unedoara, Comuna de Luchelar, Toprița și Creștișul Mic și satele subordonate. Creșterea numerică a membrilor se produce începând din anul 1995, când se întreprind măsuri radicale în cartierele municipiului și localitățile rurale din zonă, desfășurând o susținută muncă de popularizare și atragere de noi membri, reușindu-se realizarea unei evoluții ascendente, factor foarte important pentru creșterea disponibilităților financiare. Bilanțul membrilor în prezent este pozitiv, reprezentând o creștere de la 868 de membri la peste 10.300 de membri, proveniența acestora fiind în principal din rândurile pensionarilor din domeniul asigurărilor sociale de stat, foști angajați ai unităților economice locale, cooperative, instituții de învățământ, unități bancare financiare, unități militare și altele. Aceste condiții, având în vedere noile principii ale economiei de piață, CARP Hunedoara devine o instituție independentă, cu autonomie funcțională, nu mai este tutelată de alte organe ale administrației locale sau de stat în organizare și funcționare. Aderând la aceste principii, în anul 1995, CARP Hunedoara hotărăște afilierea sa la Federația Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, fapt ce va contribui în continuare la îmbunătățirea activității sale pe multiple planuri. După anul 1996, crește calitatea actului de conducere. Prin hotărâre luate în adunarea generală, ca o primă etapă s-au aprobat investițiile necesare care au făcut posibile deschiderea unui magazin social din Ecoromat, cu extindere în localitățile de Luc și Pilar și atelierul din Prizeri. S-a cumpărat și amenajat pentru asociație un sediu, asigurând astfel condiții de muncă civilizate pentru personalul angajat, cât și o bună fluidizare în îndeservirea membrilor asociației. S-a realizat un centru medical social cu 12 cabinete medicale de specialitate și recuperare, dotate cu aparatură medicală de ultimă generație, care numai în ultimii ani a deservit în media anuală 4.200 de pacienți care au beneficiat de consultații, tratamente, testări și diagnosticări ambulatorii gratuite sau parțial plătite, de servicii de personal medical cu experiență, bine pregătiți profesional, asigurând proceduri de electroterapie, magnetoterapie, galvanoterapie, împachetări de parafină, laser, audiometrie, psihologie, consultații de ecografie, vaccinări, analize medicale de colesterol, glicemie, triglicerite, aerosol, spălături auriculare și acupunctură.
în anul 2000 Asociația Gard Medoara a fost reînregistrată la Judecătoria Medoara sub numărul 1 pe 2000. Actualul conținut director și Comisia de Sfântă acționează cu răspundere pentru menținerea realizărilor, continuarea și consolidarea succeselor înregistrate, fapt ce face să crească și mai mult calitatea actului de conducere în folosul membrilor asociați, creșterea eficienței activității și sporirea categoriilor de servicii sociale, medicale și de protecție socială. În toată această perioadă, 1995-2019, de evoluția asociației noastre, asociația cunoaște importante transformări. Crește credibilitatea rândul pensionarilor, care realizează multitudinea facilităților și beneficiilor. Se apropie cu încredere de organizația noastră, găsind aici un sprijin real în rezolvarea problemelor lor personale legate de calitatea vieților și asigurarea condițiilor pentru îngrijirea stării lor de sănătate. În prezent sunt astfel asigurate fondurile necesare pentru acordarea creditelor rambursabile cu dobânzi favorabile, ajutarea socială nerambursabile, organizarea de activități sociale, suportarea subvențiilor alimentare de bază prin magazinul social tip economat, cât și susținerea financiară a acțiunilor de socializare. Exemple făcând prin cifre, în perioada 2014-2018, s-au acordat peste 21.000 de credite în valoare de peste 52.800.000 de lei. 1.820 de ajutoare de rambursabile în valoare de 72.781 de lei, suportarea cheltuielor pentru subvenționarea produselor alimentare vândute fără adaos comercial și servicii medicale acordate gratuite membrilor, având mereu în atenție aplicarea în PAP a motoului nostru, ajută-te dacă vrei să fii ajutat cu noi și pentru noi. Precum și a programului umanitar pentru ajutorare din donații și sponsorizări, a ajutat persoanele aflate în dificultate cu venituri mici, persoane singure și bolnave. Toate acestea au condus la schimbarea denumirii din CARD Hunedoara în Asociația CARD Speranța Hunedoara, începând cu luna martie 2010. Trebuie subliniat faptul că evoluția Asociației CARD Speranța Hunedoara a fost marcată prin luarea de noi măsuri de îmbunătățire a structurii organizatorice în folosul pensionarilor aflați în zonele rurale, prin înființarea de sucursale în comunele de Râmpie, Lantovița, Bunila, Cerpările, Rețe, Peștișului și orașul la zona în care în prezent sunt serviți peste 1.790 de membri. Sediul Asociației CARD Speranța Hunedoara a fost modernizat, dotat cu aparatură și birotică de performanță destinate activității economice și financiare contabile. Suntem dotați cu două mijloace de transport, folosite pentru aprovizionare și despachere de produse alimentare, la organizarea de caravane medicale în zonele rurale, plata creditelor la sucursale, excursii familiare și alte transporturi de strictă necesitate la cererea membrilor. Atelierul de frizerie asigură servicii la tarife modice și pe bază de abonament. Toate aceste realizări au contribuit la dezvoltarea permanentă a patrimoniului nostru și diversificarea serviciilor de asistență socială și medicală. Aceste condiții create asigură în continuare protecție socială și servicii medicale diversificate care corespund nevoilor lor. O atracție deosebită a membrilor o constituie activitățile culturale, distractive și de agrement, excursii, pelerinaje, diversificarea și organizarea timpului liber în cadrul cercului de zi, participări la cenacuri literar, seminar-grup, formație corală și alte activități. Pentru
informare și documentare, Consiliul de Lectori editează publicațiile Infocard Speranța, Revista Liberară Înțelare Lirică, emisiunile la TV Inter, informații și diverse materiale publicitare prin mass media. Toate aceste rezultate înregistrate în evoluția Asociației Cards Speranța Unevara au fost posibile datorită respectării normelor și principiilor sanitare, a implicării Consiliului Director, a acționat cu responsabilitate, a înțeles menirea sa, întreaga sa capacitate de conducere să fie în scrisul intereselor profesionalilor pentru a trăi mai bine, a supraviețui cu demnitate necesitățile vremii în care trăim. La toate aceste rezultate, contribuții deosebite s-au adus și salariații casei noastre de ajutor de CEPOR, care prin dăruirea lor au fost de un real sprijin membrilor asociației. De asemenea, la aceste rezultate au contribuit în mare măsură majoritatea membrilor asociației care au participat activ împreună cu cei 30 de colaboratori voluntari la înfăptuirea programelor adoptate în fiecare an, pentru ca viața noastră personală să fie mai bună, să fim mai demni, plini de speranță și încredere. În final, vă prezentăm în sinteză modul de înfăptuire a principalelor obiective la ora actuală. Membrii existenți, peste 10.300 de membri. Fondul social al asociației este peste 20.458.000 de lei. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli an de an s-a încheiat cu rezultate în medie anuală cu excedent de peste 680.000 de lei, din care 61,3% s-au repartizat membrilor. Patrimoniul asociației noastre la ora actuală este de peste 2 milioane de lei. Contribuția socială încasată de 2.868.000 de lei în ultimii 5 ani a fost folosită ca ajutoare nerambursabile, aplicând principiul ajutorării mutuale între noi astfel. 1.641 de ajutoare de deces în valoare de 1.670.000 de lei, în medie peste 1.100 de lei decesuri. Ajutarea era încursată în număr de 1.617 membri, în sumă de peste 73.000 de lei. Apreciem cu satisfacție că obiectivele urmărite a fi realizate de către comandantul asociației noastre sunt înfăptuite de către actuala generație de pensionari în spiritul solidarității, înțelegerii și speranței. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, acum când sărbătorim 60 de ani de înființare a Asociației Cards Speranța Unevara, cu permisiunea dumneavoastră, permiteți-mi să vă adresăm mulțumirile noastre pentru tot ceea ce se realizează pentru pensionari și persoanele vârstnice, pentru sprijinul acordat și atenția cu care suntem înconjurați. Prezența dumneavoastră, reprezentanții ai organelor județene și municipale, de la prefectură, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Hunedoara și deputații de Hunedoara, ne onorează pentru care suntem recunoscători și vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Aceleași mulțumiri adresăm domnilor primari care au răspuns invitații pentru colaborare, solicitudine și sprijinul acordat asociației noastre. Sentimente de recunoștință avem față de instituțiile bancare cu care colaborăm pentru înțelegerea și solicitudinea societăților comerciale furnizoare de servicii, a legii pensionarilor, organizațiile non-guvernamentale din municipiu, donatorilor și sponsorilor mass media care au înțeles să fie partener loial în toate acțiunile noastre. Stimați participanți, așa cum am subliniat în preambulul expunerii,
Asociația Carpi-Lanța Medoara este membra Federației Naționale România a Carpilor din anul 1995. Comitetul Director al Federației, în frunte cu președintele Primarul Gheorghe, sărbătoresc împreună cu noi aniversarea Carpi. Împreună cu membrii Comitetului Director sunt alături, așa cum subliniam, și alți reprezentanți ai Carpilor din județul Alba, Cluj și Mureș. Tuturor le mulțumim pentru colaborare, pentru contribuția lor la consolidarea Federației, la grijii pe care o manifestă față de cei peste 1.400.000 de membri. Mulțumim tuturor celor care au prezentat prin prezența dumneavoastră felicitări către organul nostru de conducere față de salariații noștri pentru gestul pe care l-au făcut. Vă dorim tuturor multă sănătate și cu acest prilej adresăm tuturor femeilor cu ocazia zilei de 18 martie urări de sănătate, a avea cât mai multe zile liniștite, să vă bucurați de dragostea și respectul nostru. La mulți ani, Asociația Carpi Speranța Medoara. În continuare, așa cum am stabilit programul nostru de aniversare, urmează să dăm cuvântul acelor persoane care doresc să transmită mesaje pentru Carpi Speranța Medoara. Ne face o deosebită plăcere să dau cuvântul domnului prefect. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, reprezentat, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule președinți de organizații și case și federații ale pensionarilor. Trăiesc o triplă emoție, odată emoția mărțișorului și cu ocazia asta vreau să le urez tuturor o primăvară frumoasă și căldură în suflete. Și toată noastră colegii de viață, un mărțișor din inimă și le doresc să aibă parte din tot ceea ce își doresc. A doua emoție este faptul că sunt în comunitatea hunedoreană de care mă simt profund atașat și legat de vila Hunedoara, mă simt ca a doua mea casă și simt într-adevăr că există o anumită solidaritate pe care greu pot să defini cuvinte în acest municipiu. Și a treia emoție sau a treia bucurie pe care vreau să împărtășesc cu dumneavoastră și întâlnirea cu dumneavoastră pensionare. Multă lume spune că după ce se încheie activitatea propriu-zisă și în momentul în care ești la pensie, nu mai există viață. Dumneavoastră sunteți cei care ne demonstrați că este viață și încă o viață mult mai ardere și o viață mult mai frumoasă, așa cum o meritați după ce, să zicem, ați trecut spre statutul care societatea trebuie să vă răsplătească pentru ceea ce ați dat în perioada de activitate. Faptul că sunteți adunați în număr așa mare și vreau să salut și delegațiile din celelalte județe, asta ne arată faptul că totuși există o solidaritate și o fuziune la nivelul vârstei a treia. Chestiune sau această, cum să zic, solidaritate și fuziune au constat lună de lună când am mers ședințele de Comitet Dialog Civic pentru persoanele vârstnice. Și acum chiar dacă, să zicem, lucrurile nu totdeauna sunt nou în caracter din ăsta festivist, această întâlnire. Vreau să vă spun că acolo se discută lucruri
și se ridică probleme. Și este un dialog susținut, unde ar se putea spune chiar mai greu decât de la vremea poliției de prefectură. Și asta este bine. Tot transmit din inimă un călduros napuțan la primirea celor 60 de ani de existență. Cea recuperătoare este una din instituțiile puternice din județul Hunedoara. Cu cei 10.000 de membri înseamnă cam 10% din numărul total de personal din județul Hunedoara, ceea ce nu este puțin. Și vreau să vă asigur de toată colaborarea mea și de toată cooperarea mea, subliniind în același timp preocuparea pe care actuala guvernare o are pentru problematica personalilor. Și credeți-mă că tocmai prin aceste modalități de dialog pe care le încurajez și le spun, doresc mult de tot ca să mă fac prova de transmisie între dorințele dumneavoastră și actul guvernamental. Nu este puțin lucru să ai posibilitatea să afli concret care sunt problemele și am definit deja câteva direcții pe care putem să acționăm în perioada următoare, care sunt prinse și în programul de guvernare. Și mă refer în primul rând la intensificarea de măsurilor pentru a dezvolta ceea ce se numește îngrijirea domiciliu. De asemenea, încurajarea dezvoltării căminelor de bătrâni și și în general la acțiunilor care duc spre îmbunătățirea asistenței sociale și asistenței sanitare în ceea ce privește, în primul rând, persoanele defavorizate de vârsta treia și, bineînțeles, tot ce înseamnă această categorie foarte importantă a societății românești actuale. Încă o dată vă doresc la mulți ani și să dea Dumnezeu la anul să ne vedem la fel de bine dispuși și de cum să zic eu, de plinte dorințe de a face și de a publica în viața socială. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule preferinte! Și îmi permiteți ca din partea noastră să nu rămâneți fără amintirile noastre, și primiți, vă rog, o diplomă de excelență, partener de onoare a Lăcar Speranța Mănătoara. Are cuvântul continuare domnul președinte al Federației Naționale a Carpului din România. Din România. Îmi cer scuze că o să stau jos, eu am o problemă cu picior care cam lipsește în urma unui accident de circulație, așa că o să vorbesc de jos. Vă mulțumesc pentru aprobare. Domnule președinte Viorel Ovidiu Murariu, doamnelor și domnilor, președinți membri ai Comitetului Director al Federației Naționale Omenia a Carpurilor din România, stimați reprezentanți ai Parlamentului și ai instituțiilor, autorităților publice locale, doamnelor și domnilor invitați, bine v-am găsit în acest străvechi leagăn de istorie legendară și vă rog să primiți caldele mele urări de sănătate. Îmi face o deosebită onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră în aceste momente de mare sărbătoare. Ajută-te dacă vrei să fii ajutat prin noi și pentru noi. Sunt cuvintele care călăuzesc de 60 de ani asociația cărui act de naștere a fost semnat la 1 martie 1959, pe care astăzi îl sărbătorim. De 60 de ani, orașul din Valea Cernei, Hunedoara, piatră de hotar al istoriei noastre milenare, se mândrește cu existența neîntreruptă și de importanță vitală în viața comunității locale a Asociației Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Speranța Hunedoara. Cu acești prilej, vă rog să primiți din partea mea, ca președinte al Federației Naționale
a Caselor de Ajutor Reciproc din România și a Comitetului Director al Federației. Felicitări și la mulți ani pentru cei 60 de ani de activitate susținută și dedicată seniorilor hunedoreni. Sunteți o asociație etalon în cadrul Federației și totodată vitală în viața comunității locale. Iar în aceste vremuri grele aveți o viziune modernă asupra viitorului acestor asociații atât de importante în viața persoanelor de vârsta a treia. Noi am vizitat ieri tot CARP-ul, ni s-a permis să ținem și ședința Comitetului Director al Federației aici la noi. Domnul președinte Moraru Ovidiu Viorel este prim vicepreședinte și al Federației. Vă asigur că pe această cale, că Federația Națională Omenei, a cărui membru sunteți, este alături de dumneavoastră și vă susține în toate demersurile pe care le întreprindeți ca organizația persoanelor vârstnice, cu vechime, istorie și activitate prodigioasă îndelungată pusă în slujba seniorilor. Vă felicit de asemenea pentru faptul că pe lângă activitatea și rezultate deosebite înregistrate de segmentul acordării de ajutoare financiare nerambursabile, aveți și o consistentă inițiativă prin dezvoltarea la nivel local unor serii de servicii sociale destinate membrilor dumneavoastră. Reprezentați la nivel local un puternic nucleu al societății civile în promovarea principiilor care ne ghidează pe noi toți membrii organizațiilor de pensionari, principii menite să sprijine creșterea calității vieții persoanelor vârstnice. Domnule președinte Viorel Ovidiu Moraru, din istoria de 60 de ani asociației, cea mai importantă perioadă de dezvoltare a Federației, cât și ca prestigiu, se identifică și este indisolubil legat de numele dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul președinte, atât dumneavoastră, cât și întregii echipe manageriale Asociației CAR Speranța Hunedoara, care a fost constant alături de Federația Națională Omenia și care a contribuit atât prin schimburile de experiență, cât și prin susținerea nemijlocită a proiectelor și demersurilor inițiate la dezvoltarea altor case de ajutor reciproc ale pensionarilor din țară, implicit a Federației Naționale Omenia. Duceți mai departe numele asociației dumneavoastră cu credință și mai ales cu speranță în viitor. La mulți ani, CAR Speranța, la mulți ani Hunedoara, la mulți ani România. Semnează subsemnat. Vă mulțumesc frumos. Vă rog să îmi permiteți, în numele Federației, să mânez domnului Ovidiu Viorel Morariu în semn de aleasă prețuire pentru întreaga activitate desfășurată în sprijinul persoanelor vârstnice, ca prim vicepreședinte al Comitetului Director al Federației Naționale Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor România și președintele Asociației CAR Speranța Hunedoara. Semnează președintele Federației subsemnatul 1 martie 2019. Uitați-vă cum arată. Domnul președinte, mai am una. Asociației Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Speranța Hunedoara pentru activitate neobosită de întrajutorare și protecție socială a membrilor persoanelor vârstnice în cei 60 de ani de existență. Semnează președinte Federației Naționale Omenia, subsemnatul 1 martie 2019. Uitați-vă cum arată. Domnul președinte, mulțumim de toată atenția acordată și să fiți siguri, cât ne mai stăm putere, vom continua activitatea. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun, fără niciun fel de exagerare, sunteți unul din carpurile model ale Federației. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor din România, să știți că sunt unice în Europa și în lume. Case de ajutor reciproc ale pensionarilor. Deci nu există nici într-o țară. Eu am onoarea să reprezint pensionare și în Belgia la organizația Age, așa se cheamă, Age înseamnă vârstă, și luna viitoare merg în Belgia și bineînțeles că o să discut și o să le spun și de ceea ce facem noi în România în general și la Casa de Ajutor Speranța Hunedoara în special. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate la toți!
președinte. Eu n-am să mai citesc diploma de excelență de partener de onoare, pentru că am spus câteva cuvinte și în expunerea mea. Vă doresc multă sănătate, să conduceți federația în condiții bune și o mică atenție. În plus, dacă doriți ca să intrați în amănuntele istoriei asociației noastre, găsiți monografia de ultima ediție a Car Speranța Unirea. Vă mulțumesc, domnul președinte. Încă o dată, în primul rând, avem nevoie de sănătate. Că restul le ducem. Și mai bune și mai rele le ducem pe toate. Și urez și vă doresc la toți multă sănătate și putere de muncă. Asta e foarte important. Acum îmi permiteți, eu de fapt sunt foarte pretențios de felul meu de a fi. Nu doresc ca oficialitățile și personalitățile care au onorat prezența noastră să nu apelez la dânsă să spună două cuvinte. De data aceasta dau cuvântul domnului primar al municipiului Hunedoara. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Viodan Mariu, domnule prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, domnule primar, domnule deputat, domnule director general al Casei Județene de Pensii Hunedoara, domnilor membri ai Car Speranța și domnilor invitați. În primul și în primul rând, multă sănătate. Este un eveniment important, nu doar pentru dumneavoastră ca și cea mai mare organizația pensionarilor din județul Hunedoara, ci și pentru municipiul Hunedoara. Primăria Hunedoara are o relație excelentă, aș putea spune, cu Car Speranța. Și este normal să fie așa, pentru că membrii acestei organizații au construit orașul acesta. Ei sunt cei care nu doar au pentru piatră de temelie a orașului modern Hunedoara, ci l-au și definitivat. Modul în care arată astăzi ne face pe noi responsabili de a aduce la o altă valoare. Dar baza dânșii o pus-o. Și pentru acest lucru, comunitatea locală nu poate decât să vă mulțumească. Evident că și numele Car Speranța este un nume foarte cântător. Cei mai frumos decât Speranța. Și chiar de 1 martie, un cântător probabil, s-a înființat la 1 martie, calendaristic vorbind, vine primăvara. Eu cred că este cel mai important eveniment în comunitatea noastră din acest an, sărbătorirea 60 de ani de existență a Car Speranța. Vă felicit pentru acest lucru, vă felicit pe dumneavoastră cei din Consiliul Director în frunte cu domnul președinte Morariu, pentru că sunt absolut convins, nu este ușor să gestionezi o astfel de organizație atât de mare, în urmă cu foarte mulți ani, doar sindicatele se mai puteau mândri cu o astfel de organizație, dar cu siguranță că nu ați rămas la sindicat. De aceea, atât de numeroase, de numeros numărul membrilor. Eu aș dori să vă invit să vizitați municipiul nostru, municipiul pe care, așa cum spuneam, au construit acești membri ai Car Speranța. Cu siguranță veți avea ce vizita. Castelul Corvinilor este foarte aproape de noi și domnul Morariu a ținut în mod deosebit să faceți o vizită la cel mai important obiectiv turistic
Și mai așa cum și domnul Muraicuș, Consiliul Director, au grijă să pună pe revista care au editat-o, Agenda Via Transilvaniei. Și să ne spuneți ce mai putem face în continuare în Hunedoara, pentru că sunt oaspeți din toată țara aici. Chiar am salutat pe cineva din cetatea de scaun a Târgoviștei, dar evident din alte părți. Iar dacă nu este ceva pe planul dumneavoastră, transmiteți domnului Muraiu, sigur, dânsul așa cum știu de aplicat, va veni la primărie și cel puțin o oră va explica asta de bine, trebuie să faci asta și cu tare și cu tare. Noi chiar ținem cont pentru că astfel ne îmbunătățim calitatea vieții. Ce mă bucură este că domnul Muraiu, împreună cu Consiliul Director, este atent nu doar la ceea ce înseamnă CAR Speranța, ci și la ceea ce face municipiul Hunedoara pentru pensionarii din Hunedoara. Mai avem o unitate medico-socială, suntem singurul municipiu care avem așa ceva, are Consiliul Județean, este adevărat, dar Consiliul Județean este totuși până la urmă o instituție mult mai mare ca și buget față de noi, dar din bugetul primăriei Hunedoara acordăm peste 15 miliarde de lei vechi ca subvenție la această unitate medico-socială cu 60 de paturi pentru bolnavi cronici. Iar pe lângă acest lucru mai avem încă un cămin pentru persoane vârstnice, unde iarăși subvenția se apropie de 20 de miliarde de lei vechi. Este important să menținem calitatea vieții pensionarilor din municipiul Hunedoara. Iar acest exemplu este luat, să știți, de la CAR Speranța, pentru că dânsii reușesc, prin serviciile oferite din acel buget pe care și l-au constituit singuri, fără ajutorul statului român, să descongestioneze, dacă vreți, serviciile oferite de primărie, să ne ajute pe noi să oferim și alte servicii. Este un lucru mare și faptul că avem aici în sală un deputat ar trebui să facă o inițiativă legislativă la nivel național ca aceste CRE-uri să fie ajutate financiar și de către primării. Noi vrem să ajutăm, dar știți, primarul, chiar dacă pare omul care face totul, nu face totul. Parlamentul României este cel care creează cadrul legislativ. Dacă nu-l ai, te duci la primar și primarul îți va spune că nu are posibilitatea legală de a face ceva și este păcat. Deci eu cred că dacă legislativul țării noastre ar fi atent la această colaborare între CRE-urile din județ și primării, lucrurile ar putea merge chiar și mai bine. Vă felicit încă o dată, vă doresc la mulți ani și evident cel mai important lucru pe care ni-l dorim fiecare este să fim sănătoși. Să fim sănătoși și să ne bucurăm de fiecare zi. Până la urmă, fiecare zi este un început al vieții noastre. Vă mulțumesc! Mergem mai departe, dau cuvântul domnului Vasilescu, vicepreședinte al Consiliului Județean. Bună ziua, domnule președinte Moraniu Ovidiu Viorel, domnule primar, domnule prefect, domnule deputat, stimați invitați, dragi pensionari. Este un moment festiv. Sunt 60 de ani de când Cartea Speranța activează. Sunt 60 de ani de comunitate, sunt 60 de ani de realizare pentru care vreau să vă felicit. Desigur, ceea ce ați făcut aici înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult și vedeți colegii noastre din toată țara sunt prezenți alături de dumneavoastră, demonstrând încă o dată principiul solidarității funcționează la dumneavoastră. Președintele Federației, domnul Nicolae Gheorghe, este prezent aici, demonstrând prețuirea pe care are față de dumneavoastră. Și noi, oficialitățile, suntem aici tocmai pentru că vă prețuim și respectă ceea ce ați făcut dumneavoastră. Sunt cifre impresionante.
uită peste 10.000 de membri, un fond social de peste 20 de milioane, împrumutul de peste 10 milioane. De asemenea, veniturile sunt de aproape 2,5 milioane, cu excedent, și ceea ce este foarte important, excedentul este reprezentat, este repartizat membrilor acestui car. Sincer, este de invidiat din punct de vedere și al solidarității, dar și financiar, ceea ce se întâmplă aici. Nu numai că reușim să țineți un număr foarte mare de membri și nu cred că există organizații în ora actuală în județul Hunedoara care să aibă peste 10.000 de membri, dar reușit într-adevăr ca pentru acești oameni să faceți ceva. Sunt acțiunile multiple pe care le aveți și pe care domnul președinte Moraviu le-a prezentat. Sunt activitățile sociale, cabinete, tot ceea ce faceți pentru membri. Este impresionant cum reușiți, printr-un spirit de solidaritate, să vă ajutați și mai ales probabil pe persoanele care sunt mai nevoiașe decât dumneavoastră să puteți să-i ajutați mai mult. Am văzut că aveți magazine economate. Sunt foarte puține magazine economate care au mai rezistat pe piață. Să vezi și un spirit de administrator ca să poți să ții un magazin economat în viață. Sincer, sunt impresionat de ceea ce văd. Vreau să-l felicit pe domnul Morariu, pe comitetul director, dar pe dumneavoastră toții, pentru că puneți umărul cu toții ca să reușiți să strângeți și să realizați aceste acțiuni. Vreau de asemenea să mulțumesc domnului primar pentru că vă sprijină cu tot ceea ce poate și, în primul rând, este alături de dumneavoastră. Așa cum alături de dumneavoastră este și domnul prefect, care nu numai că se întâlnește luna la un grup pe care îl are, dar vă sprijină câte ori poate. De asemenea, domnul deputat, care a fost președintele, a fost directorul Casei Județene de Pensie, a sprijinit permanent pensionarii, în special din municipiul Hunedoara, pentru că sunt peste de aici. O continuitate pe care o vreți astăzi prin actualul director al Casei de Pensie, prin domnul Nicolae Cătălin. Hunedorene, dumneavoastră, pe care îi respect foarte mult. Hunedoara înseamnă mult pentru județul Hunedoara. Pentru că municipiul Hunedoara, prin economia pe care are siderurgica și celelalte agenții economici de aici, a reprezentat un simbol. Și de foarte multe ori, la nivel național, se confundă Hunedoara cu reședința județului Hunedoara și sunt foarte grase să spui că nu. Nu Hunedoara, reședința județului este Deva. Pentru că, probabil, așa de mult s-a îndimărit în mintea românilor, Hunedoara încă deja este confundat în principiu cu reședința cu județul. Vreau să mulțumesc Hunedorenilor pentru ceea ce au făcut pentru județul Hunedoara, pentru că siderurgica a fost o emblemă județului și cred că alături de minerii din Valea Giurgiu au reprezentat simbolurile economiei Hunedorenei și, bineînțeles, simbolurile economiei naționale. Am un respect totuși cu totul deosebit pentru municipiul Hunedoara, pentru oamenii din această zonă și în zona Munților Pădureni, pentru că am văzut că membrii carpului sunt și din această zonă și este foarte bine că acest principiu al solidarității funcționează și funcționează în această zonă. Să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru județul Hunedoara și pentru România. Să vă doresc succes în continuare și astăzi, în ziua de plinție, vreau să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor o primăvară excelentă. Imărțișul pe care pot să-l transmit pentru doamne și domnișoare. Să urez succes, carpului Speranța. Să vă doresc mai mulți ani și să ne întâlnim și peste 10 ani și peste 20 ani să vedem cum aplicează carpul. Succes în tot ceea ce doriți și o zi de ani vă este un punct de sprijin de cât aveți nevoie. Mulțumesc! La mulți ani! Mulțumesc, domnul vicepreședinte, și aș dori ca să nu plecați cu mâna goală de la noi de aici, să primiți pentru dumneavoastră o mică atenție, o diplomă de excelență și totodată rugămintea de a căuta dosarul de investiții și dezvoltare a sediului CAR Speranța Hunedoara aflat la Consiliul Județean. Să-ți scoatem la lumină, să intrăm, să ne facem singurul.
lucrarea pe care o urmează. Mulțumesc! Și acum, ca să încheiem ciclul oficialităților, să nu uităm că avem un deputat al nostru, de nume Toma Ilie, care a fost ales cu votul nostru. Într-adevăr, suntem acolo unde suntem pentru că am fost aleși cu votul dumneavoastră. Și vreau să încep prin a felicita și a mulțumi celor prezenți de față oficialităților, domnului președinte Ovidiu Muraru, domnului președinte al CR Speranță de la nivel național, domnului secretar executiv al Federației, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, domnului primar al municipiului Hunedoara, Dan Bocuțanu, domnului prefect, stimați reprezentanți ai presei și mass mediei locale, domnilor primari, domnule director al Casei Județene de Presii din Hunedoara, Olar Cătălin, dragi părinți, vreau să vă mulțumesc pentru faptul în care ne-ați crescut, vreau să vă mulțumesc pentru faptul în care ne-ați educat și vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru noi și ne-ați creat ca și oameni. Vă spun cinstit, reprezentați un simbol pentru noi, pentru mine și pentru cei care trebuie să avem grijă de destinele poporului român și, nu în ultimul rând, de destinele persoanelor ajunse la vârste respectabile, pentru că un popor care nu își respectă persoanele vârstnice, nu este un popor civilizat. Gradul de civilizație se cunoaște însăși de grijă a celor care conduc destinele lui și de ceea ce fac pentru cei care ne-au fost părinți de sunt părinți. Stăteam de vorbă cu domnul prefect, Chiseli Fabi, și îmi spunea, zice, eu chiar la nivel de ședințe, de dialog social, a cărui membru am fost și eu la vremea respectivă când era la Casa Județeană de Pensii, deci eu chiar discut din suflet. Da, domnule prefect, da, Fabi, permit să spun așa, pentru că am fost crescuți într-un anumit spirit și noi, cei care nu mai avem unii dintre noi un părinte, alții nu mai avem pe niciunul, probabil că ne învie acea dorință de ne simți din nou copii și de ne simți alături de părinți. E foarte important. Alt membru distins, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, spunea în Hunedoara aveți ceva ce nu are tot județul. O anumită calitate a oamenilor, da, pot să vă spun că oriunde am umblat prin țară, atât cât am umblat la nivelul posibilităților mele, am descoperit această calitate, noi hunedoreni, noi cei care reprezentăm municipiul Hunedoara în principal, dar și la nivel de județul Hunedoara, este ceva de solidaritate, este ceva de acel suflet alături de oameni care nu există peste tot în țară, dar vă spun cinstit, încercăm să-l promovăm. Vreau să vă transmit și salutul Parlamentului României prin colegii mei, doamna ministru Natalia Intotero și domnul președinte Laurențiu Nistor, care au ținut foarte mult să fie alături de noi astăzi, dar sunt într-o delegație oficială, plecați în afara țării și nu au avut cum să ajungă, vedeți noastră de multe ori, atribuțiile de serviciu nu ne permit să ajungem acolo unde am dorit. Vreau să mai felicit și primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bocuțanu, pentru că v-a dezvăluit. Dânsul, într-adevăr, are o propunere legislativă, am discutat despre ea și o să o ducem mai departe, deși legea CR-urilor a fost de foarte multe ori amendată. Dar există niște pași. Dânsul a făcut o dezvăluire, pentru că dorește în continuare să facă performanțe și a făcut performanță prin ceea ce a făcut și cu Hunedoara a demonstrat că în 3 ani se poate face ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani. Vreau să felicit și colegul meu, actualmente directorul Casei Județene de Presii din Hunedoara, Olar Cătălin, pentru felul cum a înțeles să colaboreze și duce mai departe. Într-adevăr, felicitări Cătălin, ai aplicare față de oameni și asta e cel mai important lucru în postul pe care îl ocup. Hunedoara nu poate fi uitată, pentru că Hunedoara, la vremea respectivă, când dumneavoastră erați
cei care aveți grijă de noi, care eram copii, făcea performanță la nivel național. Hunedoara a fost primul oraș cu industrie siderurgică din sud-estul Europei, care scotea în 1986 4 milioane de tone de oțel lichid. Ceea ce s-a întâmplat abia în 2006, când ArcelorMittal de la vremea respectivă a atins această performanță. Dar după 20 de ani și cu ce tehnologie? Oare ceea ce ați făcut nu e decât rodul muncii dumneavoastră? În ceea ce privește legislația, știți foarte bine că actualmente Parlamentul României, majoritatea din Parlamentul României, are aplicare foarte mare spre grijinul dumneavoastră. Ați văzut prin mărirea punctului de pensie, prin reducerea impozitului pe pensie, prin eliminarea CSE-ului și nu o să evit niciun moment să vă spun că și acea lege 2-2-1 care a fost dată în iulie anul trecut se va aplica, oamenii își vor primi înapoi grupele de muncă, pentru că facem referire directă la pensionarii în municipiului Hunedoara, prin ceea ce au fost siderurgiști și nu numai și mine, au lucrat și la suprafață, au lucrat și grupa întâi, grupa a doua, au lucrat și subteran, au lucrat și grupă specială, grupă deosebită. De altfel, cum v-am spus, ceea ce am găsit în orele de colaborare cu noastră în ultimii ani, vreau să vă spun că am stat foarte mult de vorbă cu persoanele vârstnice, cu mii, poate cu zeci de mii de persoane vârstnice, și nu cer nimic în plus decât ceea ce merită, nu-și cer decât dreptul. Și atunci dreptul dânșilor trebuie transmis mai departe, acolo în Parlamentul României. Poate chiar dacă unora nu le convine, dar acest lucru trebuie spus și dus mai departe. Oamenii își cer dreptul. Și dreptul trebuie să le fie acordat. De asta m-am invitat să vă spun, acea lege va fi aplicată până la finele lunii august și toate drepturile vor fi primi odată. Deci să nu facem nici cea mai mare grijă, chiar suntem într-o oarecare mic conflict cu Casa Națională de Pensii Publice, de ce n-au dat drumul la acest soft. Avem promisiunea că într-o săptămână, două, acest soft va fi pornit. Să știți că nu are nici o vină Casa Națională de Pensii din Hunedoara, pentru că acest soft încă nu funcționează. Dar, într-adevăr, Casa Județeană de Pensii din Hunedoara are cel mai mare spectru de pensionari care se vor bucura cel mai mare număr de dosare, care se vor bucura de efectele acestei legi 2-2-1. Undeva în jur la 14.000 de dosare. Ce are speranța? Păi, sunteți o oază de speranță într-un oraș în care economia a mers cum a mers, lucrurile s-au schimbat, la nivel național trebuie să ne adaptăm la noile tehnologii și iată personalitățile locale o fac și le felicit din nou, au încercat să țină pasul și au reușit după ce 25 de ani, municipiul Hunedoara a fost calamitat economic de la nord la sud și de la est la vest. Permit să vă spun acest lucru și ne putem uita la combinatul din Hunedoara, cum arată și ce a fost și ce mai este și nu numai. Dar a fost un simbol la Hunedoara și putem foarte bine exemplifica acest lucru. O oază de speranță. Să rămâneți la fel. Sper, domnule președinte, că ne veți invita și la celebrarea celor 100 de ani, celor care mai suntem în viață și vă doresc tuturor și cu sănătate, pentru că vine primăvara, am să rog pe bunul Dumnezeu să ne rânduiască așa cât merităm, dar să ne rânduiască să avem parte de sănătate și de tot ce e mai bun, alături de cei dragi dumneavoastră, indiferent că sunteți doamne, dar mai ales doamnelor sau domn, să vă bucurați cu sănătate alături de copiii dumneavoastră, alături de toți cei dragi dumneavoastră. Să ne dea Dumnezeu un an frumos și cât mai multe primăvări sănătoase. Se spune în matematică că drumul cel mai scurt de două puncte este linia dreaptă. Așa și la noi, de la vorbă la faptă, trebuie să scurtăm linia asta dreaptă și să o materializăm în viața socială economică a municipiului nostru. Mulțumesc în continuare! Mesajele nu se opresc la noi, dar nu trecem cu vederea, pentru că deputatul nostru este alături de noi permanent, îi dorim și dânsului multă sănătate și sporă în activitate și, așa cum spuneam, Hunedoara să fie pe locul întâi din toate punctele de vedere și ca să putem să beneficiem și noi cei de vârsta a treia de facilitățile economico-sociale noi create.
invit și alte persoane participante la adunarea noastră, cine dorește să transmită mesaj, să poftească la pupitru. Dada Andureanu, președinta CARP Iași, vicepreședintă a Consiliului Național. Bună ziua și o primăvară frumoasă tuturor celor din sală. Să vă dea Dumnezeu sănătate și un gând bun. Din partea dulcei târgăieșilor, vă transmit felicitări cu ocazia împlinirii celor 60 de ani de activitate tuturor celor care au participat la ajutorarea pensionarilor din această zonă. Felicită domnul Moraliu Viorel pentru cei 24 de ani de activitate la cârma CEAR-ului Speranța Hunedoara. Ne-a mărturisit chiar am primit această vârstă de 24 de ani de CEAR Speranța Hunedoara. Vă felicit pentru organizare, vă felicit pentru realizări. Am mers la conducere un om cu o mare. Este un om de onoare pe care eu l-apreciez foarte mult. E foarte drag. Este un om cu o minte foarte organizată, foarte bine structurată. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea acelor 60 de ani de activitate. Am apreciat foarte mult felul cum a prezentat încă de la începutul și până în prezent întreaga activitate a CARP-ului Speranței Hunedoara. Și din partea CEAR-ului Iași, Asociației CEAR Iași, am pentru domnul Monaru două plachete. Una este diploma de excelență la domnului Ovidiu Moraliu, președintele Asociației Case de Ajutor Reciproc Hunedoara, semn de prețuire pentru activitățile de sprijinire și consolidare a relațiilor de colaborare între Asociația CAR Speranța Hunedoara și CAR Iași. Și încă una, se acordă Asociației CAR Hunedoara diploma de excelență cu prilejul aniversării a 60 de ani de activitate, neîntreruptă în slujba pensionarilor din Hunedoara. Sunt două brachete. Eu vă mulțumesc că vă urez spor în activitate și felicitări pentru acești mulți ani. Aproape o viață împreună. Avem în conducție la declarația noastră un număr de flori cu care noi ne mândrim, care la ora actuală în reședința de la Iași, cea mai scumpă de nuță, care totdeauna ne-a primit cu drag la Iași, pentru care îi mulțumim și totdeauna au avut cuvinte frumoase despre Hunedoara. De asemenea, nu vreau să trec în vederea prezenta președintei, pentru că suntem la 1 martie și vine și 1 martie, președinta de la Arad. Produce un CEAR foarte puternic și aici, spre informarea dumneavoastră, să știți că CEAR-ul de la Arad patronează strandul orașului din Arad, unde are toate condițiile și facilitățile de tratament a pensionarilor. De asemenea, mai avem încă o lenuță care vine din Curtea Domnească de la Dumnezeu, care este alături de noi în mod permanent. Dau cuvântul în continuare să prezinte mesajul domnului președinte a Casei de Ajutor de Ciproc de la Orăștia. Stimate domnule președinte Morariu, în primul rând, felicitările Consiliului Director al CAR-ului Orăștia,
cu mulțumirile tuturor pentru felul cum ați spus să mă priviți în rândul dumneavoastră. Ați fost primul om care l-am invitat la Carcorăștie, la predarea de la o gestiune la alta și ați fost unul dintre vicepreședinții Comitetului Director care ne-au ajutat în permanență alături de alt vicepreședinți, cum este domnul Bună de la Timișoara, domnul Ivașcău de la Sălaj, domnul Lucian Marișca și mulți alți colaboratori pe care i-am găsit în cei doi ani când sunt președinte al acestui caz. Rugămintea noastră este ca și în continuare să încercați atât cât sănătatea și timpul vă permite să fiți unul dintre principalii noștri colaboratori, fiindcă sunteți și în județul nostru, din partea întregului Consiliu Director, aveți o plachetă aniversară și o diplomă aniversară. Asociația Cantatorului Apelului nostru de Doara pentru activitatea neopotrită de traducătate și prospectivă. Și mai aveți încă o diplomă aniversară. Președintele Cadrului Bună Doara, cu ocazia aniversării a 60 de ani la învățarea Cadrului de Asesoare și Proc a Pensionatul Bună Doara, pentru parteneriat deosebit și activitate desfășurată în decursul anului. Să vă ajute Dumnezeu să puteți avea iar ca la sunca lui pe care să puteți să aducați și să aveți rezultate cât de multe. Mulțumim foarte mult! Vreau să vă invitați la sărbătorii care am să facem aniversare. În continuare, dacă ne doresc pe cineva să ia cuvântul. Domnul președinte de la Vărete de Munte, ca și dumneavoastră, și eu, mă aflu printre invitații de onoare ai Asociației CAR Speranța din Bună Doara și mulțumesc de suflet domnului Morariu că astăzi am mai învățat o lecție de cum trebuie să pregătești o aniversare și la cei 60 de ani pe care CAR Bună Doara îi servează astăzi. Mie e de mare ajutor pentru că peste 3 ani de zile vom împlini și noi 65 de ani și cam am copiat și eu de acolo să văd cam cum ar trebui să prezint la Vărete de Munte atunci când vom împlini cei 65 de ani. La aniversarea ce cu toți participăm, aduc și eu mesajul Consiliului Director al Asociației noastre, Consiliul Director, care împreună cu mine păstoresc pe cei 35.000 de membri ai asociației noastre. Și nu suntem un oraș mai mare decât Bună Doara, suntem un oraș net din municipiu, dar să le țineți pentru că este bine să se înțeleagă și celelalte carburi. Noi avem grijă de pensionar, nu numai din localitatea Vărete de Munte, oraș aflat lângă munte și într-adevăr de plăcut, noi reprezentăm doar 20% din efectiv de la nivel urban și 80% la nivel rural. Avem 32 de sucursale care, vă spuneam,
adunați, membrii noștri au ajuns la 35.000. Și pentru că nu vreau să vă țin prea mult, timpul e destul de prețios, eu l-am apreciat din totdeauna pe domnul Viorel și ca să nu fie și eu cu mâna goală, am venit cu diplomă de excelență, o să-i mai cadrulisez un statut și o hotărâre și când vom întâlni afară, o să-i mai dau, o să apășică pe ce am mai pus eu aici. Această diplomă de excelență este, aș putea spune, dedicată domnului președinte Ovidiu Viorel și n-am să-i mai dau citire pentru că o să citească dumneavoastră în fața Consiliului Director de la Hunedoara. În orice caz, o să-i prindă bine pentru că deja am văzut un perete de la care Hunedoara e plin de diplome și mesaje. Îi urăm atât dumnealui cât și capului Hunedoara multă sănătate, fericire și în încheiere adresez doamnelor și domnișoarelor la această aniversare de 1 martie multă sănătate, fericire și la mulți ani tuturor. Mulțumesc. Și dumneavoastră care sunt prezentați. Început expunerea mea cu sloganul Solidaritate, Înțelegere și Speranță. Poate că cu acest slogan, noi toate CAE-urile care participăm astăzi aici, să plecăm la drum în continuare și sub acest imbold de speranță, înțelegere și solidaritate între CAE-uri, să obținem rezultate cât mai bune în conducerea organizațiilor noastre. În continuare, dăm cuvântul domnului președinte de la CUGIR. În primul rând vreau să mulțumesc domnului președinte pentru invitația făcută de a participa la această aniversare, dorindu-i multă sănătate, fericire din partea Parcului CUGIR. De asemenea, țin să-i mulțumesc pentru ajutorul pe care l-am primit din partea dânsului, fiind primul CARP care ne-a invitat să facem parte din Federație și am făcut o serie de schimburi de experiențe și la CUGIR și la Hunedoara. Din partea Consiliului Director vă rămâneți o diplomă aniversară și o mică atenție. Dați-mi voi numai să transmit tuturor doamnelor un călduros la mulți ani de ziua mărțișorului și un mărțișor simbolic din partea mea, multă sănătate și fericire. Președintele CAE-ului de la Siberia. Vă mulțumesc, domnule președinte, la CARP Speranța Hunedoara pentru onoarea de a fi invitat la un asemenea eveniment. Noi, siberienii, mai avem nu prea mult până când vom sărbători și noi o cifră rotundă. Dar acum, pentru că dumneavoastră sunteți vioara întâi, cel care este invitat și ne-a prezentat realizările CARP-ului a dumneavoastră personal și a Consiliului Director, sunteți un import, cred că, nu numai pentru noi, ci și pentru alte CAE-uri, mai mari sau mai mici, să vă continuăm activitatea în area noastră de activitate și să vă avem ca un import. Eu, când am fost numit președinte la CARP Siberia, prima întâlnire am avut-o cu domnul Morariu, am fost îndrumat și cred că am reușit să schimb fața CARP-ului nostru. Avem, de asemenea, o preocupare în continuare, fiind un CAE-ul mai mic, să ne dezvoltăm și cu acest prilej îi mulțumesc
mulțumesc și îi doresc succes în continuare în activitate, o viață cât de lungă, iar din partea mea personală, ca prisimerea și a Consiliului Director, dați-mi voie să avem și noi o mică atenție care să o acordăm domnului președinte. Doamnelor și domnișoarelor, cu ocazia simbolului primăverii și cu ocazia zilei de 1 martie, le doresc multă fericire, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor personale și în familie. Vă mulțumesc, permiteți-mi să-i dau și eu atenție la domnului. Observați pe cursorul nostru la repartizare, românii au fost 159 de fondatori la care pensionați Franța Mondială. Așa că anul de naștere am dat vase de ziare a noastră. Îi mulțumesc și domnului președinte a Federației. Mulțumesc. Succes frumos în activitate, să ne sprijine cât poate. Sunt convins că vom izbuti și vom dobândi noi succese și nu ne va sta nimic în cale să ne dezvoltăm activitatea. Cred că mai putem să lucrăm împreună încă 20 și ceva de ani. Numai atâta? Vorbesc noi doi. Noi doi, numai atâta, mai mult, domnul 25, președinte. Mai mult nu. În continuare, colaboratoarele vechi în schimbul nostru de experiență cu CIO-ul de la Turta, o reciprocitate în desfășurarea activității noastre, cu domnul președinte Arturia, a discutat. Domnilor, doamnelor și domnilor, am o mare plăcere să particip la 60 de ani de existență la Cadrului Bunătoare. Este o mare lucru să participăm cu toții și la o experiență de 24 de activitate ca președinte. Președintele nostru, Ion Moldovan, a avut 24 de ani. Să știți că să trăiești în apropierea acestor oamenii cu atâta experiență la 24 de ani ca președinte, numai să-ți povestească sau să spui, de exemplu, o noapte de bani. A doua zi te scoli și te odihnești, parcă n-ai dormit o săptămână sau ai dormit două săptămâni. Mare lucru și din cauza aia vreau să vă aduc mulțumim, domnul președinte, și vreau Consiliului de la Cadrul de Doara să-i doresc sănătate multă, să ajungem cam peste 50 de ani să ne întâlnim cu toții tot așa tot aici și să ne spunem atunci ce avem multe. Vreau să-i mânesc domnului președinte din partea celor peste 11.000 de metri a capului Turta, Cunerg, Turta și Piatuzie de Sfântă Șpinte, să-i mânesc niște lucruri, nu de diplome acum, ceva mai simple. Domnul președinte, vreau să aveți un conțișor unde să mai puneți în afară de limbă și ceva mai sfinte. Faptul că știți dumneavoastră când se ajunge să mergi la grătare sau să mergi la vârsta asta, când nimeni nu te mai ajută. După o anumită vârstă, nu-ți mai dă nici uții pe nimic, dar îți dă de mâncare. Spune că era la noi o localitate unde mergea la prieten și spunea pâine și slăvina pe masă și tot plumbea și spunea o foarfecă. Dacă n-aveai mișcă, ești bărbat. Spunea la fică, n-ai nicio șansă cu ăsta să te căsătorești. Vezi de treabă. Din cauza aia, uitați aici, are ora când trebuie să mănânce, are piciacul, are o pentru luminat și să vadă seara după ora 10 grătare și să scrie câte grătare va mânca. La noi la Salina Turda ceasul totdeauna spune să stați în Salina două ore, că numai așa vă face bine. Vă așteptai la Salina. Acum, faptul că vine primăvara,
să n-aibă, de exemplu, temperaturi așa de mari, peste 35 grade, este burta care arată exact temperatura. De acum acolo arată numai temperatura de vară, să știți. Doresc să vă dea Dumnezeu o vară cât mai frumoasă, iar partea cea mai dragă, 1 martie, ziua mărțișorului, la cele dragi și la și nouă, bineînțeles, pe lângă ele, dar lor să le sunt date multe și la toți de aici să avem numai bine. Dumnezeu să ne ajute! Vă așteptăm la Salina Curta, numai să ne sunați înainte. În continuare, avem plăcerea ca la adunarea noastră să participe reprezentanții Casei de Ajutor Reciproc de la Târgul Mureș, unde am copilărit o viață și am făcut clasa 1-a și a 2-a. Cum am zis totuși Târgul Mureș, domnule președinte, datele pe, doamnelor și domnilor, Casa de Ajutor Reciproca pe Sumaiilor Târgul Mureș, vă mulțumesc pentru invitația asta deosebită pe care dumneavoastră ne-ați adresat-o. Vă dorim foarte multă sănătate, tot ce doriți dumneavoastră. Am urmărit activitatea dumneavoastră, eu sunt cam la începutul acestei activități pe această linie. Am avut în decursul perioadei, într-adevăr, la ținutele colaborare cu pensionarii, mă rog, în viața mea activă, iar acum urmăresc pe cealaltă parte a baricade. Am fost la Casa de Pensii, deci am fost directorul Casei de Pensii foarte mulți ani, deci cunosc activitatea pensionarilor. V-am urmărit să știți atât prin materialele pe care dumneavoastră le-ați expus, decât și online, în tehnica modernă de comunicare. Vă admir. Admir activitatea dumneavoastră deosebită. Într-adevăr, sunteți un exemplu din felul în care ați gestionat și gestionați, atât din punct de vedere financiar, activitatea carpului, cât și din punct de vedere al socializării, prin organizări de tot felul de activități pentru pensionar. În expunerea dumneavoastră ați amintit despre Clubul Femina. Țin să vă spun, întâmplător, dar coincidența face că și noi am înființat un club tot cu această denumire Femina și dorim să deschidem o posibilitate de colaborare, probabil un schimb de experiență pe această linie cu doamnele noastre, cu doamnele dumneavoastră, ar fi foarte benefic. Noi considerăm membrii CEA-urilor, în proporție, cum am văzut eu, 65-70% sunt femei. Deci este foarte, foarte bine să socializăm, pentru că foarte multe femei sunt singure și această activitate, mai ales la pensie, într-un motiv sau altul, singure, datorită problemelor familiare sau singure doi, că se întâmplă și așa ceva, și au nevoie de această activitate. Dacă să nu lungesc prea mult, dacă ne permiteți să iau legătura cu doamna care conduce acest club, da, ca să discutăm pe această linie. Am admirat, admir, vă spun sincer că admir tot ce ați făcut. Noi suntem, eu sunt la începutul acestei activități și vrem și noi să dăm așa un impuls tineresc activității CEA-urilor. Iar admirația în continuare va rămâne și să știți că eu vă urmăresc ceea ce faceți dumneavoastră din metodele noastre. Ce-mi spuse domnul președinte, eu sunt vicepreședintele și mă numesc vicepreședintele nostru din motive de boală nu a putut să participe și asta a fost motivul pentru care eu avem. Și noi am pregătit, exact ca și colegii noștri din celelalte carburi, o placă și, mă rog, dar să vă înunăm la masă. Vă dorim multă sănătate, succes, încă ceva ce vreau să le fac, de cântare ați reușit și reușit să colaborați cu organele locale. Este extraordinar de important deschiderea care au greșit în pățile dumneavoastră. Felicitări, domnule președinte, și vă doresc doamnelor și domnilor sănătate.
Domnule președinte, cea bucurie, speranța, bună doamnă. Stimați colegi și invitați, de la Turea de Jos, de la granița trei provincii românești, Moldova, Muntenia și Dobrogea, Casa de Ajutor Reciprocă a Pensionarilor din Galați, care are o vechime de 112 ani, mai vechi decât Marea Unire a Românilor, cu un număr de 58.000 de membri, cu 15 sucursale disipate în tot județul nostru. Dorește din toată inima să transmită multă, multă bucurie și fericire și fericitări pentru împlinirea a 60 de ani de la înființare a Casei de Ajutor Reciproc Speranța. De cu toate că avem așa mare vechime, așa un număr atât de mare de membri, personal spun că în ultimii 3 ani când am devenit președinte acestei case, dar cu o vechime de 30 de ani ca membru în această casă de la Galați, personal am avut multe lucruri de învățat, de pus în practică, luate, primite cu mult drag de la această casă și de la domnul președinte al casei, pentru care îi mulțumesc mult, îi doresc multă sănătate, putere de muncă în continuare, să ducă și mai departe ceea ce a realizat pentru această casă. La mulți ani din toată inima și doresc multe, multe succese în continuare. La mulți ani tuturor! Are cuvântul doamna Chisel Benadea, președinta Cadetului Național de Comisie. Domnule președinte, stimați domnii și doamne, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, domnule președinte, de a vă mulțumesc pentru prezența la această mare sărbătoare a dumneavoastră. Am rămas plăcut impresionată de cartea dumneavoastră, e prima dată când vă vizitez, și de toate realizările pe care le aveți. Deși sunteți un car mai mic ca număr, chiar și de câte Popișar, care avem peste 25.000 de membri, aveți realizări deosebite. Vă cunosc de foarte mulți ani, dar nu ajunsesem încă aici, pe teritoriul dumneavoastră. Să nu divulgați de mic. Nu, mă abțin. Vă felicit din toată inima pe dumneavoastră, pe colectivul care, pe membrii dumneavoastră care sunt alături. M-am bucurat de spus că ați avut oficialități aici, lucru care eu nu pot să spun că la Popișe, deși sunt de ședință de județ. Vin din vechea cetate de Scaura de Popișe și să nu uităm că Popișe a colaborat cu Hunedoara pe linie siderurgică, dar așa cum și la dumneavoastră s-a întâmplat o cădere și la Popișe este la fel. Din o mare de combinat siderurgic a rămas de mirice. Încă o dată felicitări, putere de muncă, m-ați impresionat, deși vă sprijiniți în toate, cu toate astea sunteți verticali. Felicitări! Felicitări tuturor doamnelor și domnișoarelor și la mulți ani pentru ziua de astăzi, de 1 martie, ziua Mărțișorului și urmează și ziua noastră, ziua de 8 martie. Multă sănătate la mulți ani, să vă bucurați de tot ce e frumos și bun. Sănătate! Doamne, Dumnezeu, fratelui Ceare, Speranța Moinești. Am văzut, eu am fost trimis de la Moinești de către cei 35.000 de membri să transmit satisfacția pentru ceea ce a făcut Asociația Speranță Moinești, dar mai ales am venit să-mi cer scuze
pentru că în decursul anilor am copiat foarte multe exemple pozitive de la această asociație. Mai întâi am furat numele simbolic de speranță și după aia am copiat structura acelui cabinet de bucat social pe care am înlăurat noi la Moineti anul trecut. Acest plagiat s-ar limita la un procent doar de 40-50% și restul, până la 100%, ar urma să mai copiez din exemplele pozitive prezentate la această frumoasă adunare. Ca mulțumire pentru ceea ce a făcut domnul Ovidiu, am lăsat și eu la rolul dosului o mică atenție, o diplomă de experiență și ceva simbolic care, dacă este deranjat, face explozie. Și din acest motiv, nu l-am luat cu mine să-l prezint în această adunare. Pachetul de țeavă îmi la domnul Ovidiu și urez multă sănătate, fericire și să dea Domnul să mai poată conduce această asociație cel puțin vreo 12 ani până vom să învătări de centenar. Să dea Domnul sănătate tuturor, doamnelor și domnișoarelor, mulțumim cu sănătate! Președintea Miciei Pensionarilor, Daniel Evrea. Vă mulțumim frumos, în numele Comitetului Asociației noastre, pentru invitația care ne-a făcut-o noastră, vă mulțumim frumos pentru frumosul eveniment care îl petrecem astăzi și suntem în fața dumneavoastră și a tuturor lucrurilor care ne-au fost prezente. Vă dorim sănătate, vă așteptăm cu drag la orice întâlnire, colaborarea noastră cu a dumneavoastră a fost un timp bună și chiar foarte bună, doamnă, cu mici excepții, să te spunem în schimb să te mulțumim de ceea ce face dumneavoastră pentru noi, domnul pensionar, ne dorem de toate punctele de vedere, prestații, servicii, medicale, lucruri bune, orice, pentru toate acestea, ți să vă mulțumesc dumneavoastră și nu în ultimul rând, domnului președinte al Federației Carpilor Țară, domnul Chioară, care la fiecare ședință, unde ne prezentăm, eu mă prezint la multe ședințe în cursul anului, unde ne prezentăm și avem și multe carpuri care faci parte și am numai cuvinte frumoase din partea conducerii. Faptul că sunteți împreună în conducerea Federației, vârful Federației a carpurilor, vă mulțumim în numele tuturor celor care au fost prezenți și ne-am simțit alături de dumneavoastră. Vă doresc la mulți ani tuturor și să ne conduceți în continuare pe un drum din ce în ce mai bun, cum a fost și cu datul în fiecare zi, fiecare lucru, fiecare an s-a progresat de ceva. Vă mulțumesc și vă doresc să vă dați de multe la voi și mulțumesc toți cei care au prezentat mesaje și au făcut apreciere la activitatea Consiliului Director al Legat Speranța Unitoare, a mea personală. V-ați mărbit. Pot să spun că n-ați făcut altceva decât ați făcut o presiune foarte mare asupra responsabilității care ne paște în continuare în conducerea acestei asociații. Vă mulțumesc și distracție plăcută în continuare. Thank you.